Mă numesc Tinguiliana, din satul Sticlăria, am 80, am pășit din ianuarie pe 80 de ani. Am 6 copii, 3 băieți și 3 fete și 12 nepoți și 2 strănepoate. Mă bucur, niciodată nu m-am căinat. 6 ani, jumătate n-am avut copii după ce m-am căsătorit. Și am stat internată la Parhol la Iași de 3 ori. Și-a vrut Dumnezeu și Maica Domnul și am reușit și am avut copii. Tare m-am bucurat de dânsul. Era așa de dragi. Când vedem altul în braț, eu i-aș și luam, așa ne-o lăsat. Eu și-am văzut dacă-i văd. Eu văd la televizor, este așa la cu... Ești sigur că duci la, nu știu cum spune acolo. Și eu i-aș lua în braț și i-aș strânge de acolo. Așa ne-s de dragi. Nu știu. Dumnezeu așa a vrut. Dar cum a fost? De unde v-ați născut dumneavoastră? În sat aici m-am născut pe, înaintea, cu un an de zile, după, la război. Când au venit rușii la noi în sat, eu, mama mea, avem un an jumătate, îmi dă de țâță. Și ea avea animări, tata ne-o luase la război și frații ne-o lua prin militarii, făceau șanțuri, tranșei, până chicau morți și îi îngropa, îi făceau tranșei și te-ai dat dură și plecau mai departe, așa era. Și era la școala veche, casa noastră era de lângă școala veche, acolo era cantalamentul lor. Și mama mea tot ziua avea animări, avea boi, avea vaș, avea oi, avea animări, nu străie cu altceva decât cu animări. Și ziua, pe ce treabă, când în seara mă lua pe mine la brasă, avea o mojilă mare de gunoi și a făcut acolo ca un cuptor, așa ca o... ca un cuptor rotund, așa ca un... Și se baga acolo cu mine. Acolo să te toată noaptea cu mine, și te mesi nu vii rușă să-l bată joc de ea. Că acolo vine o fete, vine o neveste și era acolo cânta, lăutar și acolo era... Era oprit cineva și ea seara ca să teme. Băieții îi lăsa în casă, frații mei, pe pat. Câți frați ați avut? Patru. Patru frați. 3 băieți cu mine, 4. Și când se face ziua, vine cu mine. Nu, ziua nu vine la dânsa, nu-i dă de nimic. Era și ruș, era ruș. Era câte unul mai prinde, mai înțelege și era, mai, era niloș, nu erau toți răi. Spune Hazaica, disuda. Adică disuda vine cu altul. Și avem hâjă la casă, așa lungă, așa, de casa mea până la vale, avem 6-7 metri. Coroaba, se lege coroaba de coarni, coroaba la vacă, la boi, se coroaba. Și bat un țăruș și se lege scurci, se mai bat un țăruș, se lege până la ușă, pe tătii. Că vine ruș și face țap-țarap. Și la ușă se lege sabaca, câinele. Sabaca să-l țin mintea asta până mor. Am învățat și eu lege rusă, știi? Li dă de ouă, li dă de lapte, li dă de brânză, că erau și cu minte, li dă de... Mama mea nu vroia să le iei bani, că era nilă, că era... Na. Nu, Hazaica, ai hlopeți, trebuie să... ai grijă de hlopeți. Și țesut unde ați învățat? De țesut mama mea țesă. Mama mea țesă, atunci și acum este, de tăcele, frumos, pumperi. Dar atunci nu era, atunci se samana cânipa. Era să mă țelică, în samana, să pune o culejeră, lăsai să coacă, o puneai, făceai snochișor și o duceai la baltă, la murat. Și acolo să cheu o săptămână și pe mult o spalam frumos, tot spalam frumos acasă. O dădea prin nelițoi și apă, prin nelițoică și apă, pe ragele, era ragele așa care pe fuiorul. Trăgea așa frumos. Dacă îmi spuneți, mai era prin podor și o mai am. Și torșem. E torșe urzala și ne-i îndădea să torc călțișoare și ea mai buși, se chema buși, așa, călțișoare și ea. Eu mă bucuram când dădea și ne-i, că avem niște, era marițica lui Matei, era proșira, era cumnat mai proșira, era, matrișe mea era la un moș, un eu. Și ne ducem la șezătoare, el îi făcea șezătoarea, era mai mare, eu eram mai mic, eram poate cu 15-20 de ani mai mic ca el, dar mă ducem, mă lăsa. Luam lucruri răbdii, pășem răbdii ca aerul. El mai greu, mai vedeau flăcăi, mai stăteau de vorbă, mai spuneau polojânii, dar eu îmi vedeam de treaba mea, torșem, răbde de apă n-am pusul, făceam gem, când mă ducem acasă, eram fudulă, că am făcut ceva. Mama mea se bucura. Cum am învățat asta? Nu m-a lăsat, eram mică, n-ajungeam la tălchiși.
Dădem cioarele așa la talchi și n-ajungem. Dar o pândem că se duce de apă la animări, când dădem mâncare. Și mă băgam la totul, dar nu să știu. Dădem rebnicul să vei, că dar trăgem marginea aici, să o ieși slabă ca să iasă marginea bună așa. Dar eu trăgem rebnicul să mă bie așa, tăsem ce-o bucată, îmburzăm marginea. Și e când vine, spune, te-ai băgat la stație, bine, nu, nu m-am băgat, dar și ne-o greșit aici, și ne-o făcut așa aici, nu recunoștem. Și așa m-am învățat a tăsă. M-am învățat a tăsă, m-am învățat a torși, m-am învățat a împleti, m-am învățat a... Tăti atunci era acasă fășie. Mama mea fășie cânepă trebuie să facă 100 de coți. Așa se măsura cu cotul, așa până aici se cheamă un cot. Trei coți era 2 metri. Că avea patru tribă flăcăi și tata eu patru. Și dacă nu fășie, n-avea bară cu să schimbi. Că nu era pânză, nu se găsea nicăieri să cumpere. Și tăsă, și apoi o punea la șibei. Cu șenușă, cu cum era atunci, nu era ca amudierul și de tătii. Și apoi ne duceam, avem la iaz și-l bădem așa aia pe baltă, niște șenușă și apoi iară mai punem din nou și făcem, să făcem cu altă, dădem când era înghețat așa la frig, înghețat și să făcem albi, mai pânză și albă. Și făcem cămiș, tot cu mâna de cosă, făcem câte două părei de smene, câte două cămiș la fiecare. Că vara, asus, transpir la muncă, la cosât, la țășeri, era muncă. Și se rupeau. Și obligatoriu, toată iarna trebuie să lucrez. Iarna trebuie să, că așa era atunci. Hă, târziu pe urmă, după era mai măruțul, ieșus în măștoriu, era 10 ani, poate mai bine. O ieșut de ce pânză măștoriu, parcă era toată puche așa, că acum ar fi, de mine era de frunții. Dar nu era nici bani de unii lua și să iei. Nu era, era foarte greu. În schimb, am trecut prin tati. Dacă a fost sănătate, tata ne-a făcut 3 ani armată și 7 ani așa de tot. De tot la război. 7 ani de zile a fost plecat. Am mai venit pentru timp când mi-a dădea din armată, îi dădea concediu. 7 ani a făcut război. Mama mea a crescut copiii și animale, ce veți fac? Și noi prin gândă să mă ajutam la prășit, la cosit, la... Mă lua, eu eram mai mică, surasă frații mei. Era mai mare, frații cel mai mare, era cu 16 ani mai mare ca mine, cel de 2-lea cu 12, cel mai mare. Și mă lua cu boie. Ii prășeau, arau, bunești, când mergem la prășit, mă lua și pe mine. Mă primetea cu boie. Boie trebuie, era câmp, la câmp așa și era șăluță atât. N-aveai voie să ieși la om, ești să-l aici, că și la mine dacă vine și eu mă supăram. Trebuie cu un bou să stând din mâna asta și cu un de asta, că eu să merg în mijloc așa și îi spască. Și apoi să tem de dimineață, până la ora 9 și ceva, și apoi striga la mine, du-te, leagă boie la ajung și duci rada apă, strânge șoclej, strângem de fogor, era șoclej mare, bun, și fă focul și fă un cățcă de măliguță. Avem mâncare, dar măliguță, trebuie să facem măliguță. Luam în sac câte o sută de ouă, luam o găleată plină cu cârnat, bucăți așa mari, cu friptură, tocitură și luam plină. Avem vaca cu lapte, făcem brânză, făcem... Avem de tăcine, dar trebuie să faci. Trebuie să mâncești pentru dânsul. Și apoi făcem măliguța și strigam. I-am zis că ei, noi ne hodinim o leacă, nu-și mai paște o leacă boie, ca să încălzește și mănâncă bondarii. Și așa era, nu puteam să stai, chiar căldurile mari. Iar mă mai ducem. Mai veneam și eu o leacă, aproape doi, și veneam la cort. Era cort, care era cort, așa de umbră, de ploaie, de umbră. Atunci fetele când se mărita, nu și exista, când m-am măritat eu. Nu și exista să se mărite fata, să n-aibă zăstre, să n-aibă țol pe cort. Cortul și ăla merge la câmp, era fixat așa frumos și era un rotund așa, și acolo stăteam de ploaie. De bândi, punem flori, punem, dacă nu gătim sâmbătă, acum te duci și vii acasă, dar atunci mergem de lune și dacă nu gătim sâmbătă, stătem acolo până terminam de prășit, se prășă foarte greu. Când mai ploua, mai băte vântul, trebuie să aștept sus-ușii și nu vinem acasă, dacă avem mâncare, avem de tot cele acolo, nu avem la și. Dar cum v-ați pregătit de măritești? Ce ați făcut? Ce ați lucrat pentru asta? V-ați scus o cămașă singură, v-ați... Da, m-a învățat acoasă, m-a învățat, era mică și apoi m-a învățat mama mea acoasă. Și pe urmă mă ducem la nirez, făce nirez, făce nu, dar nu exista una și nu vii să mă iei, că eu, și ele mai mari, mai aveau prieteni, aveau, mai făceau de vorbă, mai... Dar eu eram o copilită,
Eu îmi vedem de cusutul negru. Și toate vine, eu și mă chemau, hai și la mine școasă, hai și la mine. Țăsăm, cosăm batistuță, pune la bornic, la nuntă, la mână, așa era atunci. Și încet, încet m-am bătat acasă. De m-am bătat, am cusut-o cămeșă, un frate de negru, domn primărășit, fratnicul Sic. Și el, de multe ori m-am mai ciocat, eu eram mai mică, mai eram și eu le răspundem și chestii, eram tare corectă. Și îi zice, măi, mama mea, zice, măi, dragul mami, lăsa-te-o, mamă, că a să vă coasă cămeșă, mamă, că așa se cosează, ce cămeșă, dar la bulire aici, că o să-i puișori. Mă coasă asta, asta mai coasă nouă. Ei, pe urmă, după și mamările cosem, și bucuroși erau, mă pupau, ne-a dus și eu bomboane, ne-a dus și eu moloa cu dânsă. Mi părea bine. Și, mai după, adică trebuie să vă spun de... Am prins foamea. După război atunci, am prins foamea. A fost tifosul. Venise și tata meu de război și frații mei. Erau toți și mama mea, toți frații mei au fost, numai eu n-am fost bolnavă în tifus, era mai mică. Eu n-am fost. Un frate din eu care a fost mai mic, s-a pribolit și el o leacă. Dar și temperatura de era tifosul și alea de sărău de pe pat așa. Erau roși ca parafocul. Două săptămâni nu mâncat nimic decât chișleag. De-am un frate din eu s-a pribolit o leacă. Aveam un cârlan gras. Și eu zis, măi băiete, dacă poți, te ghizuri, du el, mamă, spășim-o. O leacă de mâncare, că era, nu mai puteau, două săptămâni nu gustase nici decât chestia. O tăiat el cârlanul și l-a pus într-o și un, l-a făcut șloi, de-am o grăunță avem. Că mama mea lucrase când în timpul războiului, a fost la Copălău, am fost evacuați. Și acolo și lucra, le dădea și ei, cartofi, fațoli, sămânță de câmpi, ori și lucra, le dădea și să iei sâmbăta. Și aduce cu carul acasă, că avea carul cu boi. Care n-aveau carul cu boi sărașii, n-aveau și aduce, să aduc în spate, nu puteau. Avem grăunță și ni se râșnească, că era râșnița cu hadărag și așa ea. S-a sculat de pe pat, s-a ținut unul câte unul așa ea de pe pat, toți patru. Și mama mea s-a pus mâna pe hadărag, cum se vezi, că era un bătrăc aici, așa mai gros. Și apoi era pus așa la teatră, s-a pus toți mâna pe hadăragul și la iute așa ea, unul pe altul, unul pe altul, tot așa ea. S-a râșnit și-a făcut un crestonel de făină. Doamne, când a făcut crastăinul și-al de făină, parcă s-a coborât Dumnezeu din șer cu avul și iei și să mănânci o leacă. Și m-am mărit și eu, de-am ieșit la joc. Mă duceam, aveam niște nei, păstiri nei. Și mă învățam, era niște răchit, niște copășei așa pe acolo și mă învățam a juca, ca toți fetele care se trebuie să știe a juca, băietul să flăcăie să știe a juca, fetele tot la piele. M-am învățat a juca, de-am m-am scos la joc. Când mă lua la joc, așa era atunci, trebuie să te scoată la joc, nu puteai să te duci la distrac, pășerul s-a scris lăcăi și vine și te lua din mână și te scoate la joc, că așa era regula. Doamne, cât de frumos mai era, flăcăi pășerul s-a scris, fetele se luau câte patru și se îmbrăteau așa în nijuc, tot patru. Cânta muzica tare frumos, obișei mai era, foarte frumos, nu mai este amul. S-a pierdut, nu mai este, dar nici lumea și nu mai este care era atunci, a murit, s-a dus sărașii, puțini mai rămas, puțini, care, păi, joacă și acum, da, acum e acum, nu putem noi să oprim timpul și niciodată, noi trebuie să ne acomodăm după, dar eu vă povestesc ce am prins eu, și apoi cum v-a spus că m-am căsătorit, avem 16 ani jumate. Atunci se făcea 4 clase, atât am făcut, 4 clase, era coca lui Galeriu, o vecină de unde suntem noi cu casa. Părinții erau profesori, au venit la mama mea să mă lese și pe mine la școală cu dânsa, la Iași. Mama mea știe ce a spus, Doamne, cum spuneți așa, dar eu singură fată am și s-o dau în lume, atâta fată am, cum s-o dau în lume? Și nu m-a dat la școală, 4 clase atât am făcut și ne-am rămas. Ei, de-am la 16 ani jumătate, de-am era mare, se măritau fetele, că nu, dar deci, cum, trebuie să iei pământ, trebuie iar avea pământ, era dăr, era, m-am măritat, m-am găsit cu soțul meu, am făcut nuntă, în 59, tataniu murise pe 11 iulie și eu toamna în noiembrie am făcut nuntă. M-am căsătorit, m-am găsit cu soțul meu,
mă înțeles cu el. M-am povestit că 6 ani și jumătate n-am avut copii, el stă la Iași, m-am internat și mi-a dat Dumnezeu și am avut și eu. M-am bucurat din dânsă când mi-a dat Dumnezeu. Doamne, dacă vreți să mă credeți, dacă mai avem 2-3, încă-i creștești pe ea. N-am făcut nicio prostie, am o sânt și câte și câte. Nu. Atunci eram omul, eu și atât nu știam nici o... Nu era. Și deosebit de asta ne temem de păcat. Și am ui păcat. Așa se spune, că dacă faci un avort, e cel mai mare păcat. Dar faci numai unul, câte nu faci. Nu știu tineretul, nu știu. Eu m-a păzut Dumnezeu de este, deși v-am spus și asta am făcut. Și m-a păzut Dumnezeu de este. M-am bucurat de tăți. M-am bucurat. Am făcut întâi pe părintele cel mai mare și o fată. Și după 10 ani am fost operată de splină. Și probabil că nu am fost operată, probabil că s-a dezlegat ceva acolo. Că mi-a spus doctorul care... M-au căutat și mi-au făcut atunci și a zis că n-ai să faci unul sau doi. Atât ai să faci, că era un medic, jidan era, că îi spunea Elin. Eu sunt Alin. Și mi-a spus. După ce m-au operat, la un an jumătate, a rămas însărcinată. Eram slab, eram, că n-am venit de la spital. Vai, dimine și dimine, că m-am căzut și ne-a rupt spina. Aveam 35 de chile. N-aveai și subiez. Avem și e doi mari, cum natele mele zice, nici nu vine la mine. Zice că eu am cancer și nu vin ca să mă lipsească de cancer. Și așa de bine că am tras durerea, m-a intrat la spital 2 zile până în post Crăciunul și 2 zile până în Crăciun m-a adus acasă. Am stat o lună de zile la Hârlău, îmi pășeie infiltrație așa la coastă, băga un ac de 10 și așa, că nu e așa, femeile care erau în salon, toți se duceau să nu vadă din ila lor și pășeie. Și splina o cop și m-a dus la Iași. M-a dus la Iași că nu mai era altă șansă. Eu mă temem de operație. Zina era tot a mea, că mă temem că poate trata așa să nu mă opereze. Și până la urmă m-a operat. M-a operat și m-am făcut bine, să-i dea Dumnezeu sănătate la medicul care m-a operat, dacă a mai trăit, dacă a și mort, să-i odinească Dumnezeu și bine. Și uitați că am de acolo vin. Am făcut așa, după 10 ani mi-ai făcut iară. După 10 ani, avea fața și mai de doilea, avea 10 ani. Și după aceea am mai făcut iar la 3, iar la 3, iar la 3, până am făcut 3 fete și 3 băieți. Doi am avut la început un băieț și o fată și tu m-am făcut 2 băieți la rând și pe urmă 2 fete la rând. Și apoi le-ați învățat? Fata știe, Ileana știe, fata și mai mare știe, că luam. Și părintele, am unul care l-am făcut așa la după 10 ani. De ieși atâta să vezi la școală și mâncau și își făceau lectele și îi luam stăsăm foiuri. Făceam prosoape în foiuri, în 27 de foiuri, în 18, cum era modelul, cum era atunci. Nu e gamul. Și apoi era speteaza în spate așa acolo și el se pe scaun și ridica speteaza. Eu eram eu atent aici cum se fac. Ridica speteaza, dădea un foi, dădea speteaza. Că așa era atunci și așa se făcea. Era o tradiție cum era atunci. Era frumos, nu era urât. Dar cu lână lucrați pe vremea aceea? Poftim? Cu lână lucrați? Ba da, lână era principalul. Lână era. Păi adică să știți că nu prea avem, că dă de cotă. Câte oie vei, trebuie să dai de o chilă de lână, de fiecare altă avea o chilă, alta avea mai mult, alta n-avea și trebuie să avem cotă pusă. Și trebuie să o dea. Și apoi primăvara mai tușunam de la pulpă, mai care era mai frumoasă, mai avea lână mai mult, torșiem și lucram. Am trăsut covoară, am avut așa casa aici așa de 2 metri, de 3 metri de lung, încă cu o fată am trăsut, că era în spate primare și așa. Am ales tot postul mare, un covor de 3 metri. Răbdare, eu soțul îmi pășe mâncare, răbdare. Atunci dacă aveai casa, n-aveai că și îmbrăcat dacă nu lucrai. Cosem cărpietii, cosem prosoapii, țăsăm. Orice era, femeia gospodină trebuie să aibă zestrea. Să îmbraci o casă. Când m-am măritat, mi-a dat mama mie zestre, când m-am măritat, mi-a dat zestre, că trebuie să... Am venit la casă nouă, trebuie să îmbrac, nu? Pe pat, pe jos, pe păreți, să pune pe margine, așa, să pășe foarte... Era frumos. Și, în schimb, după, pe urmă, am ieșit luxurile, am ieșit tăiestelante și acum rar care mai lucrează. Rar care... Dar eu, după mine, dacă eu... Am pășit din ianuarie, pe 21 ianuarie, am pășit pe 80 de ani. Și mă îmbrănișește Dumnezeu, eu parcă dacă n-aș putea să lucrez, cred că eu aș muri. Eu dacă lucrez, cu lucru mai eu.
trece timpul foarte ușor. De multe ori uit să-mi fac și mâncare. Că mai iau, mai fac o leacă, să mai fac o leacă. Cos. Eu te acolo am cămeșa să vă arăt. Am cămeș cu știuții care am. Să vă arăt. Am cu știu de prosoape, batiste, la copii cămeș. La... Și era, când era drag. Am o cămeșă ca și eu păstrez ca ochii din cap. Iar spus, mă, băieți, eu când nu-i murit, nu ne puneți la mine. Că și ea m-am cununat, așa se zice atunci. Cu cam așa că ar te cununi. Stiși în groapii. Așa era atunci. Și a spus, măi băieți, așa și poate, nu știu, și a zis mie părință. Dar să nu ne opuneți, că și ei frumoasă și n-are cine să vă mai facă mamă. Măcar voi vă uitați la ea așa, e când cu sută de ușiri, eu am în casă acolo, te-a să vă arăt. Și războiul, cum dați? De unde dați? Războiul ne l-a făcut un frate de meu, cel mai mare, știe, mesărie, e făcut la Jalău. Tăiet la trașcă și făcut la Jalău, cu mâna lui, fășie, cu Jalău, cu ctoaia. Eu plăcut lucru și fășesc și nu-i făcut. Asta e a doilea, de când m-am măritat. Asta a doilea războaie, stativi, noi le spunem stativi, așa era, așa le spunem. Asta e a doilea rând. Apoi șulurile și ele, batalii este așa și vedeți, mai am o pereche mai mare, leacă. Le am de la bunicul, de la tata lui tata meu, tot el lucra și îi plăcea să facă. Uitați că mână de om pusă cu ștoaie. De atâția ani. Au 100 de ani ăștia de care le vedeți aici. Poate mai, și mai mult, că eu așa le-am prins. O făcut mama mie, o țăsut cu ele, țăsuioșul, dacă încă și mai țăsuși copiii în ei, dacă și nimeni face. Rămân la muzeu, rămân așa, că nu mai face nimeni acum. Da, aici în sat, tot ați învățat pe câte unul să mai vină. Ba da, o am o nepoată care eu te Florița, îmi plășesc iară, vin fată și hai că vin. Am urzitoare, urzesc, întâi măsor câți metri vreau să pun și apoi pun pe urzitoare și urzesc câte lățimi trebuie să pui, trebuie să numești jărghiuțele și apoi pe urmă îmbălești, dai prin spate, ei disfaci crușa, dai prin spate și mă facem surul și ăla. Ei și așa ia, dăm acolo ca să facă surul, scoatem înapoi, îl punem sus, dăm piniță. După și dăm piniță, dăm din nou prin spate aici și apoi legăm gura așa aici și neapcăm din țăsut. Și model vrei să faci. Și uitați așa, așa ne-a plăcut să fac. Și mai fac, să fășe atunci, lumea să fășe eu. Nevasta, mama lui domn primar ne-a nevedit odată, că era de la Deleni. Și știe să ne vedească, ne-a nevedit în măcat, în patruiță. Am chemat-o la mine și nici nu ne-a nevedit. Știe, îmi plășe să fac. Nu știem să ne vedeți, dar nici nu mă lăsam. Plătim și facem de tăsut, nu mă plângem niciodată. Am tăsut cu 310. Eu fost drag, dacă nu era drag, nu facem. Cu plăcere, cu drag de inimă le-am făcut pe toate, de când îs mică și până noi muri. Îmi pare rău că... Cât a vrea să mă lesă Dumnezeu. Atâta cât o-i putea. Aia asta se cheamă covorașă. Covorașă cu penea. Nu se mai face acum cu lână, lâna se văpsea înainte era, dar acum au ieșit fel de fel. E frumusat și uitați ce am acolo. Și le-am avut cumpărate mai de mult, ca la carpete, la măcat, la ce am avut eu. Și aia este rămăsesă. Și am zis că dacă eu mor, copiii nu mai fac așa ceva. Și le ieși, le dă pe foc, pe tăti. Și am zis că poate dacă le fac, aia este făcut, e gata, n-a să le ideie, poate. Zic și eu. Să fac și eu, a să mai dau de pomană, cât o-i mai sufla eu. Că nu știu și ce faci, dacă nu l-ar da pe foc. Dar eu am zis așa, că la șterg pișoarele lângă un pat, sau la intrare, sau la o baie, pui o bucățică de asta și îl culc pe așa la bun. Așa e pentru așa care îi place să facă, așa care nu face, nu-i dă importanță. Thank you.